Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru luna mai, o etalare la alegere și în care vom vorbi despre relațiile voastre din această lună. Eventual cu cine vă întâlniți și veți relaționa sau cu cine deja sunteți într-o relație și cum merge relația. Trebuie să alegeți, evident, din patru opțiuni. O inimă de selenit, o altă inimă care ați mai văzut-o. A treia ar fi, de fapt, o inimă într-o altă inimă, într-un suport, parcă deslușiți voi misterul, nu vă mai explic. Asta ar fi a treia, da? Și numărul 4 ar fi inimioara aceasta. Vedeți? Da, frumii, frumii. Așa. Deci, ce aveți? Mai dau o dată, da? 1, 2, 3 și 4. Puneți pauză și vă gândiți. La sfârșitul etalării o să vin cu niște detalii din care veți alege varianta 1, 2 și 3. De exemplu, puteți să vă alegeți numărul 1 cu numărul 2 sau numărul 1 cu numărul 1 sau numărul 2 cu numărul 3, numărul 2 cu numărul 1, depinde de voi, da? Ca și detaliu la poveste. Este o etalare în care vorbim despre atmosfera dintre voi doi, că e poveste de dragoste, că e la început, că e la sfârșit, că sunteți în separare, că, eu știu, vă doriți, nu vă doriți, v-ați plictisit, v-ați certat, vom vedea ce se va arăta. Puneți pauză și alegeți. Eu o să încep cu numărul 1 în curând. Ok. Haideți să alegem înainte de a începe etalarea un mesaj de la îngeri sau să-l alegem la sfârșit? Nu, hai la sfârșit. Deci, o să fac cum făceam de obicei, da? Când vorbeam despre relații. Cine mă știe de mai mult timp, de cel puțin jumătate de an, poate chiar un an de zile, știe că deja mi-am făcut un stil în felul în care mi-așez cărțile, din când în când le mai schimb, dar fac în acel stil. Cărțile s-au oprit la lună. Niște chestiuni secrete, niște frici legate de atmosfera emoțională dintre voi doi. Oh, ho, 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 și un turn, o separare din cauza. Deci, între un semn de apă și un semn de pământ, un turn, o separare. Interesant. Că va fi de scurtă durată? Eu zic că va fi de scurtă durată, pentru că după turn apare totuși 3 de monede, care înseamnă construcție, reconstrucție. Eu cred că. Ah, interesant mesajul. Separarea apare datorită unor frici emoționale, niște lecții prin care trebuie să treceți amândoi. Luna reprezintă frici, am spus, mă repet, nici n-am așezat cărțile, dar așa am simțit nevoia să citesc, probabil cu un scop, evident. Și luna reprezintă emoții pe care le adunăm din vieți anterioare, deci frici din vieți anterioare, în cazul în care ați experimentat senzația de deja vu sau știți că v-ați mai întâlnit cu această persoană într-o altă viață, sau pur și simplu relații pe care le-ați experimentat cu alte persoane în alte vieți și care vă sensibilizează într-un fel relația cu ei. Din acest motiv a apărut acest turn, o separare bruscă, hodron-tronc, brusc, v-aș certat, dar necesară separarea, după care eu zic că apare o reconstrucție. O reconstrucție, o pa... Începe să demarați în pasiune și să puneți bazele unei relații de lungă durată, dar aveți nevoie de comunicare, de comunicare, de comunicare. Eventual, unii dintre voi trebuie să vă să, se, să puneți să blocați, așa simt, să alegeți, mai bine zis, să alegeți între un semn de apă, o mare dragoste, și un semn de aer, unii dintre voi. O, semnul de apă cu care puteți lucra
și care, într-un fel sau altul, vă aduce mai aproape de destinul vostru sau îi vedeți ca pe o stea, ca pe împlinirea tuturor dorințelor. În fine, mesaje scurte, trebuia să fie scurte, dar uite așa, mă fură pe mine vorba. Deci numărul 1, ok, hai. Numărul 1, relații, luna mai. Haideți să vedem. Deci ce simțiți voi? Trebuia să fiți voi primii, da? Ce simțiți, ce gândiți, cum acționați, interesant, așa apar cărțile, vedem cum se și clarifică. De ce vă este teamă? Ce vă doriți? Wow! Păi, și eu mi-aș dori așa ceva. Și finalul, interesant, justiția. Acum ei. Ce simt ei? Ho-ho! Are legătură ce gândesc, cum acționează. De ce le este teamă? Ia să-mi pun eu cărțile astea deoparte, că nu mai am loc. Ce interesantă etalare! Ce interesantă etalare! Ce vă doriți? Ce-și doresc, pardon? Ce-și doresc ei? Valetul de monede. Wow, ce superb! Și finalul, regina de cupe. Deci cuplu divin, regele și regina de cupe, nu contează ce semne sunteți. La capătul setului. Am zis mai devreme, despărțire. Cineva încearcă să se detașeze de... Și în primul rând, afară de detașare emoțională, de un trecut care nu i-a primit unuia dintre voi. Poate că amândoi în paralel, că așa se întâmplă, da? Unul poate cu lecțiile în avans, altul mai în urmă, dar în general cam avem lecții similare când ne întâlnim cu anumite persoane. Deci, o separare, 8 de cupe, pentru mine reprezintă și Scorpionul. Sau cineva cu planete în Scorpion. Așa e pentru mine. În fine, cineva încearcă să se detașeze de un trecut neplăcut. Un trecut în care poate a irosit niște cupe, niște iubiri sau sentimente, mai bine zis, sentimente, emoții pentru oameni, situații care nu au priit. Persoane care se detașează. Nu neapărat musai de această persoană, dar cum am zis mai devreme, este o lecție, acele frici, acele lecții emoționale prin care trebuie să treacă. Opt înseamnă transformare. Unul sau celălalt. Și în momentul în care se detașează emoțional de acest trecut, este foarte determinat să meargă către stea pe care am văzut-o mai devreme. Faetonul întotdeauna merge către stea. Da? Este foarte determinat. Și simte acum că simte nevoia persoana aceasta despre care vorbesc, că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. Voi știți în ce poziție vă veți găsi, că întotdeauna vă puteți schimba pozițiile, dar aici sunteți teoretic, ar trebui să fiți voi, cei cei. Așa, cine se detașează emoțional? Se detașează de emoții, relații care i-au ținut departe de destinul lor, de creșterea lor spirituală și care le-au adus multă suferință. Dar sunt foarte determinați, sunt foarte determinați, au și pasiune și atracție către noua persoană, bănuiesc că pentru această persoană, așa, dacă nu e vorba musai de această persoană, simt că e un chef de viață special, nu cum era pe vremuri, nu știu cum să o explic, o pasiune asumată. Așa o simt, pentru că după Cavalerul de Băte apare patru de băte, nevoia de a pune bazele unei relații. În spate, în continuare, o separare de un semn de aer, tăcere, răceală și iar reapare, da, doi de spade și, da, alegerea între un semn de aer și un semn de apă. Bănuiesc această persoană care apare, da? Ia uite, au reapărut cărțile. Au reapărut cărțile. O determinare de a-și schimba viața, așa simt, de a se vindeca și pentru această vindecare, repet, trebuie să vă detașați de ceva.
chiar și de persoana dragă, pentru că simțiți eventual că o influențați sau într-un fel sau altul ei vă influențează și voi nu sunteți pregătiți, sunt diferite motive, da? Sunt acele frici emoționale. Am zis totuși că iau înainte să descriu. Ia uite, frici, frici, semn de pământ, mai mult sau mai puțin, frici, minore, nesemnificative, ia, energia dintre voi doi. Sau nu, o pun la, gata, lasă, o pun la energia sexuală, lasă așa. Ok. Și iar o să mă lungesc cu etalarea. Ce simțiți voi în acest moment? Probabil din cauza acestei separări de care am vorbit. Patru de spade. Și interesant, cu cărțile confirmă, da? Simțiți nevoia să vă vindecați. După un trio, ați fost într-un trio, eventual cu un semn de aer, mai mult sau mai puțin. Și încă aveți nevoie de separare. Și repet, a apărut turnul la început, cu un motiv. Posibil în acest motiv nu puteți să manifestați încă această relație. Pentru că aveți acest trio de vindecat. Dacă o fi fost cu ei, deși nu cred, nu cred. Dacă o fi fost cu ei, probabil că trebuie să vă vindecați și să iertați. Dar simt că e vorba de altceva. Trebuie să alegeți între un semn de apă. Și aici aveți deja trei semne de apă. Spânzuratul 10 de cupe și regina de cupe și un semn de aer, da? Posibil, pentru unii, chiar dacă mă repet, această rană emoțională, că e în sufletul vostru, v-a fost produsă de un semn de aer. Sau cineva cu planete, un semn de aer. Însă știți foarte bine că această vindecare sufletească se face doar prin conexiunea cu spiritualitatea, cu îngerii voștri. Dacă nu musai într-o mănăstire, oricum, dragii mei, cartea reprezintă carantina, izolare, deci această izolare este necesară pentru mulți dintre noi să ne vindecăm de un trecut. Și ca să nu spun doar povestea voastră, haideți să vedem în paralel, așa mi se pare mai interesant acum să formulez, ce simt ei. Au spânzuratul semnul peștilor, mai mult sau mai puțin, sau casa a 12-a, probabil că aveți planete pe casa a 12-a, unul dintre voi. Ori voi vă puneți planete în casa lor a 12-a, ori ei își pun planete în casa voastră a 12-a. Diferite mesaje, evident, alegeți, selectați, că nu toate or fi pentru toți. Totuși o etalare colectivă. Spânzuratul îmi spune că persoana în acest moment face sacrificii, posibil și în viața personală face sacrificii, stă într-o situație foarte inconfortabilă și totuși e conștient, pentru că are totuși această lumină, că această situație este o lecție spirituală, învață să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă și, ca să vorbim de relația cu voi, în continuare în relația cu voi e conștientă că trebuie să facă niște sacrificii și afară de sacrificii, trebuie să aștepte. Trebuie să aștepte până vă vindecați voi. Sau vă așteptați unul pe altul să vă vindecați. Fiecare de problemele lui separate sau de mici, dar nu mi se pare că au fost cine știe ce chestii grave între voi. Repet, posibil, da? Posibil, voi aveți o inimă frântă din alte motive. Din alte motive. Ce simțiți? Cum gândiți? Gândiți că trebuie să mai așteptați, că aveți nevoie de bani, că aveți nevoie de bani. Posibil nu aveți suficienți bani. 7 de monede, este o persoană care este atentă în ceea ce investește. Posibil vă gândiți că vă mai trebuie ceva timp ca să investiți în această relație și ce înseamnă să așteptați să vă vindecați. Dar o așteptare de asta pământeană, pragmatică, în care nu doar că vă gândiți, stați, faceți meditații, da, rugăciune, da, și munciți, săpați în grădina voastră. Adică nu stați degeaba. Și asta e foarte fain. La 7 de monede. Că nu e o așteptare pasivă, este o așteptare activă în care lucrați cu voi. Aha, interesant. Și vă pregătiți terenul. Aha, interesant. Vă pregătiți terenul. Poate vă gândiți la investiție în... Vreți să vă cumpărați o grădină. Unii dintre voi, dacă stați la bloc, vă dați seama ce bine ar fi fost să fi avut o grădină, poate vă gândiți cum ar fi, pentru că știți că vor mai veni niște valuri de izolare, da? Asta mesaje separate. Vă gândiți cum ar fi să aveți totuși grădina voastră, spațiul vostru, să nu vă mai izolați în acele blocuri,
care vă restricționează viața și relațiile. Asta e un mesaj separat. La ce se gândesc ei? Au nebunul. A lua-o de la zero. Și cred că a risca să o ia de la zero cu voi pentru că aveți cuplu divin. Se gândesc că este într-adevăr riscant să fie în relație cu voi, dar au totuși multă încredere, de unde au, probabil au căpătat-o în această așteptare, în aceste perioade în care și ei nu musai în relație cu voi, în viața lor personală, au așteptat, s-au sacrificat și au înțeles că sunt ghidați de Dumnezeu. Aha, interesant. Așteaptă un ghidaj de la Dumnezeu ca să. Să înceapă ceva nou. Simt că în relație cu voi. Pentru că etalarea se bazează pe ceea ce simțiți voi unul față de celălalt. Cum acționați? 9 de băte. Sunteți răniți. Sunteți răniți, ați trecut prin nu știu câte războaie. Ia uite, parcă aveți și. Parcă v-ați bătut cu cineva, v-ați bătut cu viața, cu voi înșivă, unii dintre voi. Interesant. Ați învățat să creați ziduri în jurul vostru, să nu lăsați pe oricine să vină în preajma voastră și totuși aveți un loc, aveți o portiță pe care doar cineva special o să o găsească portiță către inima voastră. Dar cum acționați în continuare, sunteți un pic blocați. Aha, interesant. Cum acționați? Simțiți că sunteți blocați sau vă blocați voi? Dar e un blocaj necesar ca să vă gândiți la investiții, ca să vă vindecați. E necesar acest blocaj. Cum acționați ei? Cum acționează? Plin de încredere, de voie bună, copilăruși, poate pe aici, pe acolo, soarele, trezire spirituală. Dar simt că mai degrabă au așa o încredere că totuși va fi bine. Sau cel puțin așa acționează în public. Poate că în public strălucesc, chiar dacă în suflet, interesant, chiar dacă în suflet au această problemă. Wow! Așteptării. Că așteaptă o relație, că vă așteaptă pe voi, voi știți. De ce vă este teamă? De o călătorie. De ce vă este teamă? Probabil că trebuie să alegeți să comunicați. 8 de bâte înseamnă comunicare, dar fiind 8, e o comunicare care transformă. Da, e plină de pasiune. Vorbiți foarte mult unul cu celălalt și totuși, poate că e în poziția fricilor. Faptul că aveți această comunicare foarte bună unul cu celălalt vă pune pe gânduri. Poate că n-ați mai comunicat cu nimeni atât de mult, una la mână. Doi, alt mesaj ar fi că trebuie să, tocmai pentru că sunteți blocați, nu știți cum să călătoriți. 8 de bâte înseamnă și călătorie peste o apă, da? Călătorie peste o apă. E în poziția fricilor. De ce le este frică lor? Dar ce zice de cupe? E ciudat că e în poziția fricilor, dar tocmai pentru că e în poziția fricilor, li se pare că ce se întâmplă între voi e atât de frumos încât pare să fie doar un vis, dar dacă era în altă poziție, aș fi interpretat altfel cartea, dar le este teamă că este o iluzie între voi doi. E prea frumos ca să fie adevărat, adică și-ar dori, dar le este teamă că nu o să se întâmple. Tocmai pentru că trebuie să așteptați. E în poziția fricilor. Li se pare că nu o să se mai întâmple, că v-ați simțit bine și dacă sunteți separați, este în poziția acestor gânduri de îndoială. O să mai fim vreodată împreună, nu o să ne mai simțim vreodată bine, că tot trebuie să așteptăm. Sper că sunt clară. Ce vă doriți, regele de cupe?
Vă doriți, ca pentru mine regele de cupe înseamnă dragoste adevărată și regina de cupe, evident. Vă doriți ori un semn de apă, dar nu e obligatoriu, ori un bărbat, dacă sunteți femei, care să vă iubească profund, ori, dacă sunteți bărbați, să fiți asumați în iubirile pe care le experimentați, tocmai pentru că ați trecut prin situații foarte neplăcute. Vreți o dragoste adevărată și e poziția dorințelor. Cred că vă doriți să împărtășiți cu ei această dragoste adevărată și bănuiesc că este vorba de această persoană care apare în poziția finalului, să zic, până la sfârșitul lui iunie, mai iunie, ia uite, mai iunie, în fine. Vă doriți să fiți partenerul acestei persoane, unii dintre voi? Vă înțelegeți emoțional și simțiți că vă completați emoțional unul pe celălalt foarte bine. Știți că această regină de cupe, care apare ca și final la această persoană, nu este o persoană care își oferă dragostea oricui. Și din acest motiv simțiți că ați putea să oferiți o dragoste adevărată lor pentru că merită. Așa vin cărțile, vi le arăt și le citesc. Ce își doresc ei? Valetul de monede, semn de pământ. Mai tânăr, mai imatur. Dacă sunteți voi, probabil că vă reprezintă, poate sunteți mai tineri. Dacă nu sunteți voi, poate că își doresc unii dintre voi, dintre ei să se concentreze pe bani. Dar, pentru că vorbim totuși de relații, valetul de monede înseamnă nevoia de a studia practic această relație. Își doresc să vă studieze sau să studieze practic cum să exprime această dragoste care există între voi doi. Posibil nu prea a fost exprimată, a fost mai mult simțită. În fine, la voi, până la sfârșitul lunii, să zicem, poate chiar și în iunie, finalul este justiția. Trebuie să vă echilibrați, asta înseamnă să vă echilibrați, să vă separați. Să învățați să comunicați în echilibru. Dacă aveți niște probleme legale, care țin de investiție, care țin de încheieri de contracte, de separări de un partener, parteneră, probabil că trebuie să vă gândiți cum să vă separați ca să creați loc acestor energii foarte frumoase. Da? Eu zic că totuși până la sfârșitul lunii învățați într-un fel sau altul să vă echilibrați viața în primul rând și apoi în momentul în care vă echilibrați viața reușiți să manifestați acest cuplu divin foarte frumos. 10 de cupe. Da, pare ideal. Da, este teamă și persoanei că e prea frumos ca să fie adevărat. E și soarele. Sunt foarte fericiți în preajma voastră. Asta este clar. Dar simt că niște lucruri trebuie rezolvate acolo la voi în viața voastră. Haideți să vedem. Energia sexual energy. Ah, nu. Mesaj de la îngeri. Pentru numărul 1. Ia. Nu mai amestec așa. 1, 2, 3. Mesaj de la îngeri. Ia uite. Vorbiți limbajul dragostei. Când o să începe să vorbiți? Că deocamdată am senzația că nu vorbiți. Când o să începe să vorbiți, ce frumos! Când o să comunicați, după ce vă vindecați, după ce vă conectați la credință și ei și vă lucrurile și într-o altă perspectivă, încercați să vorbiți același limbaj, am înțeles, același limbaj al dragostei. Posibil că puteți, dar, repet, au fost niște lecții emoționale din trecutul vostru, din viața asta și din viețile anterioare. Vorbiți limbajul dragostei. Ia uite, faceți ceva pentru cineva, do something for someone, da?
Foarte frumoasă energia dintre voi. 41-35, să vă spună ceva. Acum, energia sexual energy dintre voi doi. Wow! Energia sexuală dintre voi doi. Ce animăluță reprezentați din punctul ăsta de vedere. Strei. Wow, deci sunteți amândoi foarte doritor să vă exprimați și fizic. Da, așa o să fac. O să tai cărțile. Ah, uite, wow. Numărul 1. Ah, peacock. Pe unul. Sunteți cam mândri și ei sunt un pic cam iritați. Ce drăguță chestie. Sunteți un pic amândri, cam plin de voi, vă place așa să vă ocupați. Uite, sunt și fete, da? Să vă aranjați, să vă fardați dacă sunteți doamne. Poate vă place verdele. Vă place să fiți priviți. Aha, interesant. În general. Și să captați atenția lor. Dacă s-ar putea să fie atenția lor 100% pe voi. Ei, deși au multă pasiune, că e semn de foc, semnul alchimic al focului, este ceva ce îi irită. Poate atracția asta față de voi îi pune pe gânduri și irită în același timp. Mai ales dacă sunteți separați, separarea asta creează mari probleme. Îndrăgostiții, trebuie să alegeți între două persoane. Între două persoane. O persoană din trecut, evident, și persoana aceasta. Wow, turnul! Multă pasiune, iar pentru unii dintre voi, ați văzut, ați experimentat că ați fost înșelați de cineva și asta v-a făcut nebun de gelozie. Nu musai în relația asta, pentru că am zis că trebuie să vă vindecați, poate în altă relație. Din acest motiv, s-a produs separarea de persoana cealaltă. Și acum, totuși, trebuie să alegeți între... Interesant ce văd. Da, vedeți și voi, da? O persoană foarte tentantă și o persoană mai pudică. Energia sexuală dintre voi doi. Numărul 1. Deci trebuie să alegeți. Uf. Greu să alegeți. Greu să alegeți. Wow, împărăteasa. Este o persoană pe care o vedeți ca fiind cea mai faină femeie sau bărbat pe care i-ați întâlnit vreodată. Așa îi vedeți voi. Așa îi simțiți. Împărăteasa are o energie sexuală foarte mare, dar pe care nu o consumă cu oricine. Are nevoie de un rege sau de împărat. Nu o consumă cu oricine. Și pentru că apare șarpele în spate, simt că în această relație cu această persoană, probabil că și voi simțiți, acest kundalini, de care unii știți, alții nu știți, s-ar putea să apară de la primele întâlniri. Și totuși, aveți 8 de cupe. Unul s-ar putea să fie mai grăbit și celălalt are nevoie de timp. Posibil bărbatul e o leacă mai agresiv, mai marțian. Și femeia
ar putea să fie aceeași femeie, are nevoie de timp. Tocmai pentru că am spus, nu se oferă oricui, are nevoie de demonstrații. Da? Do something for someone. Are nevoie de demonstrații. Chiar dacă voi sunteți frumoși și atrageți atenția, dacă îi presați prea mult, dacă presați împărăteasa prea mult, apare această energie irritantă. Vă refuză, chiar dacă vă dorește. Wow. Wow. Continuare. Moartea, marea preoteasă. Ok. Și asta am pus-o pentru că îmi place imaginea, chiar dacă nu face parte din setul de cărți. Mi se pare ca un ritual în dragoste, o împărtășire între voi doi. Foarte frumos. Iar apare 8 de cupe pe care l-am văzut mai devreme. O detașare emoțională. Amândoi trebuie să vă detașați ca să vă vindecați în primul rând voi. Ei au alte probleme de făcut, eventual, să vă înțeleagă și pe voi. Voi trebuie eventual să mai lucrați un pic cu mândria, cu nevoia asta de a avea acum, de a vă manifesta acum cât mai repede, da? Balanță, echilibru, e nevoie de echilibru. Trebuie să alegeți, am zis mai devreme. Și probabil că la un moment dat apare o separare necesară pe care o veți depăși prin intuiție, într-un mod misterios, secret. Și veți ajunge la un moment dat totuși, că o fi mai, că o fi iunie, că o fi altă dată, să fiți împreună, să vă împărtășiți unul celuilalt, emoțiile și... reușitele. O relație... sau mai bine zis, un moment. Veți avea un moment în care cuvintele nu vor mai avea niciun rost. Veți comunica emoțional și fizic fără să vă mai spuneți cuvinte. Că de multe ori cuvintele sunt necesare când suntem la distanță, când vreți să acoperim frici, da? O energie foarte intensă. Văd aici, ca și zodii. Gemeni. Taur sau balanță, scorpion, pești sau rac, evident. Energia sexuală dintre voi este foarte intensă. Ei simt că această relație, dacă merge către fizic, dacă s-a manifestat și în fizic, ia uite, multă pasiune. Le va transforma întreaga viață. Poate că într-un fel sau altul, ei, ca și mare preoteasă, ca și spânzurat aici, s-au obișnuit să fie mai singuri. Și sunt conștienți că în momentul în care veți fi împreună în această împărtășire totală, în acest ritual, intim, viața lor va fi transformată radical. Și eventual s-ar putea la un moment dat și unul și altul să experimentați senzații de gelozie, de posesivitate, dar cu înțelepciune, cu intuiție și cu lucru continuu, puteți să transformați această energie și să o duceți către o vibrație mai înaltă. Am această etalare, iar am vorbit, vă pup numai bine. Pa! Bună ziua numărul 2, continui cu voi, cei care ați ales inimioara aceasta. Haideți să vedem ce fel de relație sau cum veți experimenta relațiile pe care le aveți. Relația pe care o aveți cu persoana dragă. Sunteți în legătură, ia uite, la capătul setului de cărți apare regele de cupe, mare dragoste. Regele de cupe, regina de băte, mare dragoste pentru o persoană pasională. Poate să fie o legătură între un semn de apă și un semn de foc, dar nu e obligatoriu. Opa! Mai este și un rege de monede și marea preoteasă. Oh, multă, multă bucurie, pasiune, emoții și nevoia de stabilitate. Semnul Taurului. Sau în această perioadă a zodiei Taurului. Ah.
Nevoia de stabilitate, nevoia de a... Pentru unii, pentru că apare marea preoteasă și spânzuratul, iar este posibil să fiți separați, cum suntem foarte mulți, și trebuie să așteptați, trebuie să așteptați și să vă conectați la intuiția voastră, să aveți răbdare să înțelegeți că da, e o dragoste foarte puternică între voi care vă ajută să vă construiți viața, dar din niște motive, unul sau altul sau amândoi, trebuie să așteptați. Mai amestec o dată. Numărul 2. Relațiile pe care, sau relația pe care experimentează numărul 2 în luna mai. Ok. Numărul 2. Haideți să vedem cum facem. Ce simțiți? Ce gândiți? Ce simțiți? Ce gândiți? Cum acționați? Deci, vă este teamă, e normal și mie mi-ar fi teamă. Ce vă doriți? Și ce reușiți? Oh, interesant, a venit invers. E minunat dacă a venit invers. Ha. Așa au vrut să arate, da? Ce simt ei? Cavalerul de cupe. Cum, nu, ce simt, ce gândesc? Cum acționează 8 de cupe? De ce le este teamă? Judecată. Ce-și doresc, magicianul? Și ce reușiți să puneți, să faceți? Își fac grijă în continuare. 9 de spade. La capătul setului de cărți. Există o... Wow! O trădare. 3 de spade, 10 de spade, un trio, 3 de cupe, în secret. O trădare de care trebuie să vă detașați mental. C-o fi semn de... C-o fi taur, c-o fi balanță, e împărăteasa, da? Variază, poate să fie orice alt semn. Uneori reprezintă mama copiilor voștri, alteori reprezintă amanta. Dar în acest context împărăteasa, nu vedeți, este foarte... Este o vibrație negativă, este într-o vibrație negativă, este ori voi, dacă sunteți împărăteasa, ați fost trădați de un semn de aer. Ori, sau de orice alt semn, din cauza unui trio, da, în secret. Ori ei, această împărăteasă v-a trădat, variază. Da, uite, apare și luna, apare și turnul, apare și 8 de bâte. Luna și turnul au apărut și la numărul 1. Interesant. E o separare de cineva care nu v-a adus care v-a rănit sufletul. Din acest motiv apare temperanța, nevoia de a vă vindeca. Și de a vă vindeca nu oricum, de a vă vindeca profund, de a vă echilibra emoțional, sunt două cupe care trebuie să se echilibreze. Eventual, în această relație cu această persoană, trebuie să vă echilibrați. Să învățați unul să dea când celălalt nu poate și așa mai departe. Dar echilibrul ăsta, vindecarea asta vine cu răbdare, pentru că asta înseamnă temperanță, înseamnă răbdare. Simțiți că această relație vă vindecă. Asta pentru că în suflet ei au cavalerul de cupe. Vin cu această cupă care vă ajută, da? Așa simt. Vin cu această cupă și vă ajută să vă echilibrați emoțional. Simt, ei pentru voi simt o mare, mare de emoție. E o poezie a inimii în preajma voastră. Își doresc să vă ofere ceva special, delicat,
Ce aveți nevoie ca să vă umpleți, să vă reumpleți paharele? Au fost niște probleme și aici. Ori separat în relație cu altă persoană, ori între voi doi. Dar eu cred că posibil această persoană să fie de fel o leacă mai aventuroasă. Și spun asta pentru că totuși finalul este 9 de spade. Își fac griji până la sfârșitul lunii. Își fac griji, își doresc o împăcare, dar le este teamă că nu vă puteți împăca. Ori unul, ori celălalt. Haideți să vedem. În suflet, da? Cum, la ce vă gândiți? La această pasiune, amândoi vă gândiți unul la celălalt cu mare pasiune, simțiți că sunteți atrași unul de celălalt. Posibil, voi să-i vedeți pe ei un pic mai imaturi sau să aveți voi un fel de a gândi mai extravagant. Probabil că ei și-ar dori să fiți un pic mai maturi și să veniți înspre ei cu mai multă viteză, cu mai multă pasiune. Eu am senzația că aici sunteți, cavalerul vă reprezintă pe voi, varianta, să zic, o leacă mai evoluați. Dacă voi vă gândiți că aveți multă pasiune și că vă atrage această persoană așteaptă ca voi să acționați, nu doar să vorbiți, nu doar să simțiți. Sper că mă înțelegeți. Cum acționați? Pe de o parte, pentru că vorbim de relații, vreți să construiți relația, să o transformați, să construiți ceva totuși stabil, pentru că e semn de pământ. Dacă a fost un trio, posibil că încercați să le dați șansă, așa am senzația. Încercați să le dați șansă, de-aia aveți vindecare, aveți temperanță, aveți răbdare. Din acest motiv vă este teamă de 7 de spade, de minciuni. Vă este teamă de că s-ar putea ei să mai plece și spun asta. Așa spun, așa simt. Simt că și ei sunt un pic mai aventuroși, au doi cavaleri, da? Și magicianul. Dacă a fost un trio, încearcă să se detașeze emoțional de acel trio. Își doresc să manifeste un început iar cu voi, dar le este teamă că îi veți judeca, că v-au mințit, le este teamă că nu le veți da șansa, a doua șansă. Că nu vor reface, nu vă veți împăca, nu vor reface situația. Așa simt. Eventual, am zis că vine cavalerul de cupe, am zis inițial că vine cu o cupă să vă echilibreze, eventual să-și ceară scuze. Pentru că simt că s-a întâmplat, am văzut mai devreme, s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva, da? Dacă asta simt, asta vă zic. Ce vă doriți? Vă doriți să vă echilibrați, practic, și financiar, da, în viața voastră. Probabil că ați investit și vă gândiți. Poate vreți să alegeți între această persoană și altă persoană. Cineva de aici a trădat. Și cealaltă persoană trebuie să ierte. Dar, cu răbdare, vă puteți vindeca unul pe celălalt. Cu răbdare. Repet, dacă ați fost trădați undeva la locul de muncă, posibil. Posibil.
Este posibil și așa ceva. Ca ei să gândească că voi sunteți aventuroși și pentru că trio apare în felul în care acționați, dar în poziția voastră publică, posibil să fi fost un trio la locul de muncă sau undeva. Și atunci e posibil ca și ei să încerce să se detașeze emoțional, să se gândească. De-aia zic că pozițiile vi le alegeți, nu vreau să acuz pe nimeni, dar există această variantă. Ați văzut și voi cum s-au așezat cărțile. Mincinosul chiar sub judecată, da? Magicianul chiar sub 2 de monede. Cineva trebuie să aleagă între două persoane sau între două situații. Sunteți singuri sau în relație cu persoana care v-a înșelat? Magicianul vorbește despre manifestare, dar poate să fie și o persoană care manipulează situația ca să capete iertare, ca să... Cine este magicianul aici? Cine este persoana care minte? Iar voi vedeți. Ideea este că și unul și celălalt aveți aceste gânduri, griji, însă voi teoretic ar trebui să fiți în această poziție și să ieșiți din această cușcă mentală, 8 de monede, să vă transformați mental. Ei, în continuare, își vor face griji. Vindecarea lor mentală, da, detașarea mentală a unuia va fi mai greu de făcut. Așa simt că s-a întâmplat ceva, ori separat, repet, ori între voi doi. Asta pentru că apare 7 de spade, da? Și am văzut mai devreme și 3 de spade. Și 3 de cupe, și 3 de monede, da? Multe cărți care evidențiază un trio. Asta îmi pare rău pentru voi, dar eu așa simt și așa vă transmit. Mesaj de la înger pentru numărul 2. Numărul 2. Hai să vedem ce mesaj aveți. Întoarceți-vă inima către lumină, către temperanță, către echilibru și unul și celălalt. Și unul și celălalt. 36 poate să vă spună ceva. 3 cu 6, 9 încheiere de ciclu. Da? Încheiați un ciclu în care, da, și trebuie să renașteți judecata, să vă transformați separat sau împreună. La capătul setului de cărți, ia uite, singurul lucru real este dragostea. Și ce înseamnă dragoste? Înseamnă și iertare. Întoarceți-vă privirea către și inima către dragoste, către lumină. Dragostea se construiește. Numărul 2. Energia sexuală dintre voi doi. Ce animal reprezentați? Numărul 2. Se întâmplă cu voi. Totuși. Nu vreți? Sunteți supărați? Vă totuși atracție. Chiar dacă sunteți supărați, simțiți că sunteți foarte atrași unul de celălalt. Repet, poate să fie această problemă cu altă persoană și să vă influențeze. Ok, asta. Cineva e foarte mândru, unul dintre voi e foarte mândru, poate nu vrea să recunoască greșeala sau nu vrea să ierte, iar e neplăcut să fie pus în această situație.
încă o carte pentru numărul 2. Ok, ia uite, da, ei sunt. Voi aveți o energie, că vorbim de energie, ia uite, sunteți foarte emoționali împreună. Wow. Doi de cupe, 10 de monede și 2 de băte. Două suflete care împreună se completează foarte bine. Cărțile arată că împreună, vorbim de relația, da? Cu cineva de aici, care apare. Împreună vă simțiți foarte bine. Aveți o legătură profundă emoțională și totuși, voi aveți multă energie stabilă, 8 de pământ, da? Sunteți ca un... Încă vreți să construiți, pe de-o parte, ați vrea. Ei sunt mai jucăuși, apare molia, care se duce către lumină până și arde aripile. Este ceva ce nu se mai poate manifesta ca înainte, am senzația. Mai ales după situația asta. Dacă înainte ați fost două suflete, ia uite, foarte conectate, apare un conflict. Apare o... Da, cineva e supărat. Și nu se mai poate în acest moment. Așa simt. Deschiderea asta sexuală, emoțională, va fi mai dificilă după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dacă v-ați înțeles foarte bine înainte și totuși cineva s-a dus. Cine s-a dus? Voi știți. 2 de cupe și 10 de monede. O dragoste foarte profundă și stabilă, da? Dar 10 de monede poate să însemne și încheierea unui ciclu. Dacă a fost o dragoste frumoasă, stabilă, se încheie și trebuie să luați o decizie, da? 2 de băte, să stați la masă, da? Iar 2 de monede, 2 de băte, să alegeți între vechiul suflet și noul suflet. Cineva ar încerca să lucreze, celălalt n-ar vrea să audă. Este un nebun, nevoia de a lua de la zero, de a alege iar și există niște conflicte. Mentale. Posibil să fie apărut un semn de aer între voi? Este o dragoste mare care a fost... Așa simt, a fost bruiată. Așa simt. Este un semn de aer care a intervenit între voi doi? Vă este teamă de acest semn de aer? Ei și-l doresc în continuare? Își fac griji? Voi încerca să ieși din această cușcă mentală? În fine, haide să vedem numărul 2. Ciudată energie. Nu, mai amestec. Ia uite, soarele. Ce frumos. Mare, mare dragoste. Vedem cum se manifestă. Dacă încă se poate manifesta. Dacă rămâne de domeniu. Ia uite. Iar 7 de spade. Iar minciuni. Iar temperanța, măi, vindecarea emoțională. A fost o dragoste foarte frumoasă.
Dar la un moment dat, tocmai pentru că au fost aceste minciuni, trădări din partea cuiva, nu vreau să spun a cui, musai, pentru că rolurile se pot inversa, nu vă puteți deschide emoțional și mental, aveți nevoie de această temperanță, bănuiesc că voi, da? Voi aveți nevoie să vă vindecați. Ia uite. Cavalerul de cupe, asul de spade. Iar apare cavalerul, a apărut și aici cavalerul. Interesantă concordanță. Uf! Și magicianul iar. La capătul setului de cărți apare Marele Preot. Evident că poate să fie un trio. În această imagine asta arată. Dar Marele Preot știm că reprezintă stabilitate, o relație stabilă, o căsnicie, da? Ia uite. În care ați investit 7 de monede, ați avut răbdare. Eventual, unul dintre voi poate persoana care e marcată de acest semn de pământ, mai mult, să fi fost mai dominatoare într-un fel și din acest motiv persoana cealaltă să fi încercat. Da? Doi de aer, apare și molia, să fi încercat în altă parte. Iar apare trio. Posibil unul dintre voi a fost prins cu celălalt sau a aflat de celălalt. Dar trebuie să schimbați și să mergeți. Eu simt aici că un semn de aer a intervenit între voi. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă este adevărat ce simt eu. Nu știu, și mă simt și un pic supărat așa când văd lucrurile astea. Dacă a fost dragoste mare din partea voastră, a fost emoții și dragoste și din partea lor. Dar a intervenit, ia uitați, exact la mijloc, în cărți, acest semn de aer. Pe de-o parte, voi simțiți că nu puteți să mai aveți încredere în ei. Pe de-o parte, ia uite, aici reprezintă nevoia de a vorbi, de a spune adevărul. Ori voi trebuie să spuneți, ori ei trebuie să spună ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Și în momentul în care se va spune, știi, adevărul ne va elibera. În momentul în care se va spune ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, puteți să manifestați, să o luați de la capăt. Dar, repet, aveți magicianul a doua oară și ei la fel, magicianul. Uitați-vă ce concordanță, cavalerul de cupe a doua oară, da? Semn de aer, da, griji, eventual cum să spună adevărul, da? Nevoia de a vă împăca, de a vă elibera, pentru că eu simt în această imagine nevoia de a vă elibera de legăturile mentale și fizice care nu vă dau voie să vă exprimați, ia uite, într-o energie pozitivă. Da, știu că trebuia să... Astea sunt energia... Reprezintă energia sexuală dintre voi, dar... Apare această neînțelegere. Și nevoia de a vă vindeca emoțional. În momentul în care vă vindecați emoțional, separat și împreună, puteți să mergeți mai departe, să comunicați adevărul și să manifestați un nou început, da? Să mergeți mai departe, să salvați eventual situația sexuală, emoțională, relația dintre voi. Să-i eliberați pe cei care s-au legat fără să-și dea seama în ceva ce nu le priește. Și în momentul în care vă eliberați unul sau celălalt, manifestați acest nou început cu multă pasiune, cu multă determinare. Aveți deja experiență. Așa simt cărțile acum.
Eventual, după ce treceți de acest mic impas, care ar putea fi el, puteți să manifestați în continuare stabilitate, da? Stabilitate pe toate planurile, da? Dar cineva trebuie să aleagă, doi de spade. După o perioadă de tăcere, de izolare, trebuie să se schimbe energiile dintre voi. Nu știu de ce, așa simt, deși sunt cărți frumoase, dar sunt blocate de aceste cărți de aer care anunță că s-a întâmplat ceva între voi. Și eu simt așa un blocaj mental, energetic, emoțional. Simt că nu vă puteți bucura din cauza acestor spade, griji. Și totuși, cine e în această poziție, va începe să se elibereze mental. Cam aceasta este alare pentru numărul 2. Vă pup! Urmează numărul 3. Pa! Bună ziua! Cu numărul 3 revin să vedem ce relație sau ce experimentați în relația în care sunteți sau ce relație urmează și cum va fi experimentată în luna mai. Variază, da? Variază. Ați ales această inimioară tare drăgălașă, da? Care are deja un loc special în inima cuiva. Interesant. Haideți să vedem ce cărți ați primit. Oh! 6 de spade. Vreți să vă detașați mental de un trecut care nu v-a prit. Eventual să mergeți către o relație stabilă cu cineva cu care puteți să creați ceva de durată. Eventual, unii dintre voi, așa simt acum să vă zic, simțiți nevoia să călătoriți, dacă sunteți separați, mai aproape de familia voastră. Deși aici este vorba, poate persoana în cauză face parte, sunteți căsătoriți, da, 10 de monede și vreți să călătoriți, să manifestați această stabilitate, să veniți mai aproape de mama copiilor voștri împărăteasă, da? Că simțiți că vă vindecă. Vreți să munciți, poate ați muncit ca să le asigurați, da, unii dintre voi. Acum, alt mesaj ar fi, vă doriți să lăsați în urmă trecutul și să manifestați, da, să manifestați iar relații stabile, 4 de bâte, bâte înseamnă și 4 de bâte și 4 de monede. Reprezintă stabilitate. 4 e număr stabil, da? E aprilie. Lăsăm aprilie și mergem către mai. Vreți să manifestați o relație stabilă, un nou început eventual cu cineva care vă este foarte drag, împărăteasa, taur sau balanță, sau nu neapărat, poate să fie și vărsător pentru unii, orice zodie poate să fie, poate să fie și